chef sau fără chef, cu emoții puternice sau mai indiferenți, adolescenții s-au prezentat în centrele de examen îmbrăcați lejer, având doar pixul și buletinul în mână. Aceștia au susținut prima probă scrisă a examenului de bacalaureat și anume cea de limba și literatura română. Pentru această sesiune, în județul Dâmbovița s-au înscris 4056 de candidați, 3108 din seria curentă și 876 din seria anterioară. Deși susțin că s-au pregătit destul de bine pentru examenul maturității, liceenii au fost luați prin surprindere de Eminescu la ultimul subiect. Și cum ți s-au părut subiectele? Subiectele la prima parte mi s-au părut ușoare și chiar și la a doua, pentru că a fost cu exprimarea opinii, ceea ce mă descurc la așa ceva. Consider că te-ai pregătit suficient de bine pentru acest examen? M-am pregătit suficient, însă nu din Eminescu. M-a uimit, după cum v-am spus. Cam ce notă crezi că vei lua? Te-ai uitat pe barem? Nu m-am uitat, dar cred că voi lua o notă de promovare. Înțeles. Ți-e frică la următoarele probe? Nu. Mă simt mai pregătit la celelalte. Să înțeleg că proba la română ți s-a părut cea mai grea. Da. De ce? Tot un pic. Pentru că nu mă așteptam la subiectul 3 să pice Eminescu. Grele, nu prea grele, dar nu ne așteptam să pice poezie la partea 3. Înțeleg că partea 3 ți s-a părut cea mai grea. Da. Bine, cea mai grea. Nu ne așteptam să pice. Consider că te-ai pregătit suficient pentru acest examen? Nu. Nu. Sincer, nu m-am pregătit suficient pentru că nu m-am pregătit, simplu. Dacă te aștepți să iei la română? Aha, la română nu știu. Cred că, nu știu, 7. Foarte accesibile. Da? Da. Înțelegem că te aștepți la o notă mare? Da. Subiectul 3, nu ne așteptăm la poezie, dar să sperăm că o să fie ok. Așa spun toți, dar trebuia să învățați și poezia, nu? Da, dar ne-am bazat pe faptul că au fost în anii precedenți poezie și acum ne așteptam să fie ceva proză. Dar acum sperăm că totul să fie ok și să intrăm unde vrem. Cam cât te aștept să iei? Am în jur de 9. Și pe mai departe vei da la facultate? Da. Pe ce militar. Și nouă, cum ți s-au părut subiectele? Foarte ușoare. Relativ ușoare, păcat că mi-am luat țeapă cu subiectul 3. De ce spui acest lucru? Nu m-am pregătit cu poezie și asta e acum. Ce-o fi. Și cam cât crezi că vei lua? Cât mai mult. Cam cât? 6-7 estimativ. M-am descurcat destul de bine. Cam cât crezi că vei lua? Nu știu. Dar ce ți este cel mai frică dintre probele scrise? Matematica. Este important bacalaureatul pentru tine? Da, foarte important. Relativ ușor. Ce înseamnă relativ ușor? Pentru unul ca mine care nu s-a chinuit foarte mult, recunosc, mi s-a părut complicat la sfârșit. Dar dacă ai stai să te gândești și oricum e mine să scrie cunoscut, puteai să scrii. Cam cât crezi că vei lua? 8,50. E important bacalaureatul pentru tine? Da, sincer este, mai ales e important pentru toți, dar unii nu prea conștientizează treaba asta, din păcate. Majoritatea liceenilor care au spus că s-au descurcat la proba de limba și literatura română și care iau în serios examenul de bacalaureat, intenționează să urmeze și ciclul superior de învățământ, optând pentru diferite facultăți.